tot o prima deplasare, cum te simți în primul rând tu? Eu mă simt foarte bine. Pentru mine nu e... Am de la 19 ani când am debutat în prima ligă, până la vârsta care am acum, pentru mine fotbalul nu mai e o surpriză. Sunt obișnuit cu toate. Pe băieți cum e cu săptămâna asta? Foarte bine, foarte bine. S-au antrenat foarte bine. Am încercat să le redau încrederea, optimismul. Mergem la Chiajna să jucăm, să scoatem punct sau puncte. Până la urmă nu jucăm cu Real Madrid sau cu Barcelona. Jucăm cu o echipă. Am mai declarat-o. În Liga a doua, oricine poate să bată pe oricine. Crezi că se poate să câștigăm, să scoatem punct acolo? E posibil? Da, bineînțeles. Pe altfel nu mai mergeam. Stăteam acasă și ne plimbam pe sub tâmpă. Probleme de lot avem? Avem pe Boția și pe Bunu, care sunt și fac recuperare cu Florin Pregici. Restul? Restul, ok, toată lumea e în regulă. Așteptăm meciul de luni. Psihic, cum e văzut săptămâna? Bine, bine. Eu le-am explicat că trebuie să treci peste toate. În viață nu e numai zahăr și miere. Sunt momente când sunt din greutățile și trebuie să fii bărbat să treci peste ele. Mersi, Fentu.